Mănăstirea Stănișoara este o mănăstire ortodoxă cu viață de obște, aflată în localitatea Călimănești, pe versantul muntelui Cozia, pe malul stâng al râului Olt, mai sus de mănăstirea Turnu, în județul Vâlcea. Așezământul monahal de la Stănișoara este unul deosebit de retras, la acesta ajungându-se destul de greu. Până în secolul XVIII, mănăstirea a fost numită Nucet, după această dată ea fiind numită Stănișoara, de la stânele de oi prezente aici. Complexul mănăstirii Stănișoara a fost inclus pe lista monumentelor istorice din județul Vâlcea în anul 2015. Din curtea mănăstirii Stănișoara pornește spre dreapta un traseu către vârful Cozia. Traseul este marcat cu dungă albastră. De jos, traseul pare destul de abrupt și chiar așa este, încă de la început. Traseul cu dungă albastră se intersectează după aproximativ o oră și 45 de minute cu traseul cu triunghi albastru. Traseele sunt bine și desmarcate. Prima parte a traseului o parcurgi printr-o pădure foarte frumoasă și deasă. Potecile sunt destul de largi și ușor de intuit. Aproape de intersectarea traseelor, găsești o băncuță unde te poți odihni. Odată ajungi la traseul cu triunghi albastru, acesta se complică, devine mai abrupt și mai periculos. Se traversează o mică porțiune cu ajutorul unor cabluri de oțel. Ultima parte a traseului este însă cea mai grea. Urmează o porțiune în urcare de câțiva zeci de metri, unde trebuie să te ajuți de cabluri. După porțiunea cu cabluri, ajungi la un punct de belvedere foarte frumos.
După aproximativ 3 ore și jumătate de la plecarea din Mănăstirea Stănișoara, am ajuns într-un luminiș ce marca ieșirea din pădurea deasă și abruptă de brazi. Peisajul este superb, se poate vedea Oltul până departe. Cum te simți? Da. Hai că traseul nu e foarte greu. Și e mult prin pădure. Acum ai ieșit un pic la soare. Dar traseul în general e răcoros. Și când ajungi aproape sus, ai o priveliște de aici. Asta e dispoziția. După nici 50 de metri de la ieșirea din pădure, se zărește deja releul, care ne anunță că aproape am ajuns. Masivul Cozia se încadrează în munții cu altitudine mijlocie din România, măsurând 1668 de metri.